A apărut numărul 9 al revistei Reginul Nostru. Pentru început, reginenii și nu numai o pot citi online pe www.reginulnostru.ro. Potrivit redactorului Robert Matei, acest număr este dedicat reginenilor celebri. În paginile revistei, cititorii vor afla detalii inedite despre viața și activitatea Nataliei Gliga, singura elevă în viață a Mariei Tănase. E o cântăreață care a realizat un record impresionant, reușind în toată cariera ei să cânte pentru aproape 200 de președinți de state, fiind invitată la dinerurile de gradul zero de către fostul președinte al României, Nicolae Ceaușescu. Și bineînțeles are multe, multe alte realizări. 6 discuri, nenumărate premii, diplome de excelență. De asemenea, tot din acest număr, cititorii vor afla despre reghineanul pasionat de numismatică, Pavel Daniel Boțog, și despre colecția sa impresionantă de monede și bancnote din aproximativ 60 de țări. Ca de fiecare dată și în această ediție, este prezentat un caz social în persoana reghineanului Vlad Ursan, în vârstă de 27 de ani, ce suferă de o boală foarte rară. Este suspect de o distrofie musculară, forma centurilor, însă care se luptă de peste 15 ani, să poată păși pe picioarele lui, și cel mai mare vis al său este să ajungă la Viena să facă niște teste genetice, pentru că deocamdată doctorii nu sunt 100% că acest diagnostic pe care el îl poartă ca o etichetă până în prezent este adevărat, pentru că suferă de o boală foarte rară. De asemenea, pe lângă toate acestea, cititorii mai pot afla și alte noutăți și informații utile. De săptămâna viitoare puteți găsi revista și la chioșcurile de ziare din oraș.